Cardurile europene de sănătate nu se mai tipăresc la 7 zile, ci se eliberează la o lună pentru că imprimeria de la Sibiu lucrează pentru toată țara și uneori mai apar anumite probleme. Așadar, cei care vor să plece în străinătate cu cardul european de sănătate în buzunar trebuie să depună actele necesare cu cel puțin o lună înainte de plecare. Recomandarea ar fi ca cei care au un gând, care doresc să facă un asemenea demers, deci, repet, legat de cardul european de eliberare a lui, să vină mai din timp la noi pentru a intra fără acest certificat provizoriu în comunitate, ci pur și simplu de a putea beneficia de acest card european. Pentru cei care vor să plece urgent în Europa, există o soluție. Li se eliberează un certificat provizoriu care are aceeași valoare. În contextul în care se dorește urgent, că mai sunt și persoane care nu știu acest lucru și doresc să plece în Europa, acestora li se pot elibera anumite taloane, anumite evidențe care sunt, așa zise, certificate provizorii, care sunt valabile în comunitate și pot ține locul o perioadă rezonabilă de timp, maximum 3 săptămâni, ține locul cardului european. Cardul european de sănătate acoperă numai urgența, ceea ce înseamnă că se folosește numai pentru bolile și accidentele apărute în concediu sau pe timpul deplasării în țările Uniunii Europene și nu în scopul de a beneficia de tratament medical. Cardul este valabil 6 luni de la data emiterii și poate fi prelungit după expirare.